Viene, dar în fața apărării. Faultul lui Planici. Cartonaș galben pe care îl vede Planici și FCSB rămâne în 10 oameni. Decizie foarte importantă a lui Iulian Călin. Dar aici n-aș vrea să mă pronunț dacă e de galben sau nu. Unii ar spune că da, unii ar spune că nu.